ziua și bine v-am regăsit la Colegiul Național Vasile Alexandrii. Astăzi, într-o zi frumoasă de sâmbătă, avem ca interlocutori pe Nicoleta și Emil Munteanu, facilitatori în atelierele din merito de la Forumul Merito Sud-Est, care se desfășoară în aceste zile la Galați. Bine ați venit, Nicoleta și Emil! Mulțumim pentru invitație, bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Cum este experiența de la Galați până acum și ce atelier ați avut pregătit pentru noi? Deocamdată experiența a fost absolut minunată. Cred că e atelierul Merito la care am avut impresia că ne-am conectat în cea mai mare măsură cu profesorii cu care am avut ocazia să ne întâlnim. Organizarea este impecabilă, iar entuziasmul și disponibilitatea colegilor noștri, profesori și învățători cu care ne-am întâlnit dimineață, a făcut ca atelierul nostru să aibă, să spunem, un ritm și o anumită dinamică care pe noi ne-au bucurat. Am avut un atelier de literatură, o încercare a noastră de a acomoda pe profesorii de română, biologie, matematică cu poezia contemporană. Am vrut să arătăm că prin poezie putem înțelege lumea altfel. Prin poezie ne putem racorda la noi înșine. Prin poezie, poezia devine de fapt un fapt de limbaj sau, dacă vreți, o secvență de realitate asumată într-un mod estetic. Am văzut de-a lungul timpului că, în general, adolescenții par reticenți față de poezia contemporană și, mai mult decât ei, profesorii de română, cel puțin, sunt reticenți. Și atunci am propus acest atelier în care să le împărtășim din experiența pe care noi o avem la Alecart și sperăm că ceea ce am reușit să facem împreună să arate și profesorilor că tinerii citesc și mai ales ajung să vorbească despre ei și să intre în literatură mult mai ușor prin poezia contemporană. Ați adus poezia în fața unui grup de profesori care au fost profesori de literatură, de științe, ați menționat cum se împacă, bine, de la Ion Barbun cu aici știu că se împacă poezia cu matematica, dar cum se împacă poezia cu științele în viziunea dumneavoastră? Nu, am plecat de la o observație simplă. Elevii noștri ascultă în fiecare zi cam 2-3 ore muzică la căști. Și am spus că, de fapt, e o problemă. Ar putea, în același timp, dacă ar avea parte de niște profesori, neapărat de literatură, care se inițieze în poezie, ar putea citi sau ar putea asculta poezie. Pentru că prin poezie, de fapt, este reglat și un anumit comportament social, moral, un comportament cultural. Poezia impune, de fapt, un mod de a fi. Și atunci, un profesor de, nu știu, biologie va folosi poezia ca un mijloc de a se apropia chiar de elevii lor, de elevii lui. E o modalitate, poezia devine un mijloc de comunicare în ultimă instanță. Poezia contemporană este un mijloc de comunicare. Și sper că am reușit să le transmitem colegilor noștri din Galați, din Brăila, Buzău, Sibiu. Am putut să le transmitem ideea aceasta că poezia nu e un subiect la un examen. Poezia devine o modalitate de a intra în dialog. Și mai e ceva, atâta timp cât ca profesor de română ne găsim în fața unor clase în care preocupările, pasiunile lor sunt diverse, avem adolescenți care sunt pasionați de fizică, de matematică, de chimie, provocarea pe care le-o lansăm este aceea de a le arăta că de fapt poezia vorbește despre ei, dincolo de, să spunem, domeniul lor de interes. Cred că același lucru se întâmplă și cu noi profesorii. Nu trebuie să fim profesori de literatură pentru a ne putea apropia de literatura contemporană și cu atât mai mult de poezia contemporană.
Eu cred că un profesor, indiferent ce predă, dacă nu citește, și dacă nu citește chiar literatură contemporană, are o problemă în relația cu elevii lui. E vorba de curiozitate până la urmă și de a capta realitatea și altfel, a nu te lăsa bruiat de fapt de ceea ce adeseori vine dinspre realitate. Pentru că până la urmă asta face poezia contemporană, decupează imagini și decantează aceste imagini. În spatele tuturor vorbelor pe care mi le-ați spus până acum, am descoperit una, cel puțin asta a fost senzația mea, una singură, și anume valoare. Care ar fi valoarea pe care credeți că ar trebui sau bine, sau care este valoarea pe care voi o dați către profesorii care au venit să învețe de la voi astăzi și pe care voi o dați copiilor cărora le predați? Nu știu dacă aș vorbi neapărat de valoare, dar cu siguranță aș vorbi despre un soi de disponibilitate de a privi din perspectiva celuilalt. Profesorul trebuie să aibă această disponibilitate de a privi din perspectiva elevului și după aceea să o disponibilitate de a-l aduce pe un drum cultural. E a se duce, înseamnă de fapt a-l lua deoparte. Trebuie să-l seducem pe elev. Și prin ceea ce facem sau prin literatură, cred că reușim cel mai ușor să-i seducem prin poveste până la urmă. Adică nu cred că poate fi predată matematica, nu poate fi predată fizica fără poveste. Nu poate fi predată muzica fără poveste. În toate există o poveste. Ori literatura cred că îți oferă această șansă de a locui și poate de a construi povești. Încă un aspect foarte important pe care am vrut să-l transmitem astăzi, că a vorbi, a comunica, nu înseamnă a transmite niște informații, ci înseamnă a crea. Elevii noștri trebuie să învețe să creeze. Elevii noștri trebuie să învețe că transmițând sau intrând în dialogul celălalt, nu aduci doar niște informații, nu transferi niște informații într-o parte în alta, îl inviți pe celălalt să intre în povestea ta. Și în dialogul pe care îl propune această poveste, pentru că nu întâmplător tema acestui forum este profesorul reflexiv. Cred că acesta este marele atu al literaturii, a-ți crea intimitatea cu alteritatea. În momentul în care ieși din tine și te întâlnești cu celălalt în povestea aceasta pe care o oferă literatura, revii altfel la tine și cu siguranță relația pe care o ai cu tine însuți și apoi cu lumea se schimbă. Te modelezi invariabil și ne modelăm prin tot ceea ce ajunge la noi. Nu cred că trebuie să lăsăm această modelare să vină doar dintr-un anumit spațiu și până la urmă cea mai frumoasă poveste pentru noi cel puțin este povestea întâlnirii cu tine prin literatură. Când spui Nicoleta și Emil Munteanu de la Iași, spui Alecart. Ce înseamnă Alecart pentru voi? Alecart pentru noi înseamnă 15 ani în care am avut ocazia să cunoaștem oameni extraordinari și aici am în vedere, în primul rând, elevii pe care i-am văzut într-o altă ipostază, pe care i-am văzut crescând și acum devenind, dacă nu neapărat profesori, oameni care lucrează alături de noi la Alecart. Eu aș spune că suntem foarte bucuroși când vedem că elevii noștri de la Alecart sau redactorii Alecart au ajuns mai buni decât noi. Este cea mai mare satisfacție pe care o are un profesor. În momentul în care ai cu ce să te lauzi, pentru că avem nevoie și noi ca profesori trebuie să ne lăudăm. Și atunci, în momentul în care știi că elevii tăi sunt poeți premiați, sunt poeți invitați la festivaluri internaționale, că elevii tăi s-au format în școala Alecart, așa cum spun ei, și că vin înapoi în Alecart să dea celor care sunt mai mici acum ceva din experiența lor? Alecart, de fapt, înseamnă întâlnire. Alecart înseamnă a-l vedea pe celălalt nu ca pe o persoană, ci ca pe un personaj. Cred că asta ar trebui să facem cu toții. Să-l vedem pe celălalt, nu o persoană, sau să susținem, de fapt, acest proces de transformare a persoanei în personaj. Lumea ar fi mult mai frumoasă.
Mulțumesc frumos pentru disponibilitatea de a ne da acest interviu. Vă mulțumesc din suflet că ați venit la Galați și că ați acceptat invitația noastră să fiți profesori facilitatori aici la A fost o experiență minunată. Mulțumesc frumos și sperăm să nu fie ultima oară când ați venit aici în calitate de formatori. Oricând, mulțumim. Mulțumesc și mulțumesc și tuturor celor care au văzut și ne-au privit acum. Mulțumim, la revedere!